50 de ani și 60 de ani de la căsătorie. Îmi pare bine că în acțiunile mele și cei de la CRE au fost tot timpul aici alături de noi și cred că v-au bucurat și pe dumneavoastră, nu neapărat cu banii, dar ca să știți că aveți acolo o mică siguranță. Eu mă bucur că sunteți într-un număr destul de mare, pentru că în anii trecuți a fost un număr mai mic. Mă bucur că numărul acesta crește și sper să ne vedem în condiții dintre astea frumoase și, nu, cred că frumoase și sufletești și pline de bucurie în fiecare an și de fiecare dată când aveți treabă la primărie, nu numai când se întâmplă câte ceva. Astăzi, să știți că acești 50 de ani pe care serbați dumneavoastră pentru căsătorie și 60 de ani și ceilalți care serbează și 51 și 52 care au fost serbați în anii trecuți, sunt o mulțumire sufletească pentru mine ca și primar, pentru că pot să fac acest lucru față de dumneavoastră. Această zi eu am numit-o neoficial, să spun așa, ziua de 8, am numit-o, mă rog, a fost din sufletul meu să spun că pe data de 8 noiembrie de Sfinții Mihai și Gabriel sărbătorește mai fi ziua Comunei. De ce? Pentru că astăzi s-a născut Marele General Nicolae Șopa, prin care toată lumea, chiar dacă n-ați auzit de data nașterii, dar cu siguranță ați auzit de numele Marelui General. Și atunci am spus că aceste acțiuni să fie să încununeze această zi și începem cu acțiunea aceasta prin care veți fi servați dumneavoastră pentru cei 50 de ani de căsătorie și ca toate lucrurile să fie, trebuie să, astăzi mai ales fiind o sărbătoare foarte mare, ca toate lucrurile să fie binecuvântate. L-am rugat pe părintele care astăzi și-a luat din timpul dumnealui de la biserică, pentru că știți foarte bine că astăzi este și slujbă și ar vrea să facem o mulțumire pentru cei care sunt aici și să ne binecuvinteze părintele. Mulțumim, părinte, și... Da. Ție, Hristoase, Dumnezeule, într-un miros, Doamne, mireasă, Dumnezeu, pe care îl numim acest lucru venic, primite-ne nouă, Doamne, Bunea Sfântă, Duh. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărat, Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești vizierul bunătăților, dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într noi și ne curățește bine de toată întâlnăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mânește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mânește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sânumele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclon. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească în jertfele cu mai presus de ceruri mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, a nevrencior robilor săi, care luăm parte la această sfântă slujbă, și mai ales pentru cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie și mai mult, și cu îndurare să ne miluiască, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerile pe care le-am primit de la El, ce căutăm ei cu bun miros și ca o ardă tot primită să fie Lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre nevrednicilor să-i rog, și bună cererea și dorirea credincioșilor să-i spre bine să le împlinească, și ca o milostivă întotdeauna să ne dăruiască binefaceri nouă și Sfinte sale biserici și întregului Său popor drept credincios, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta sa biserică și pe robii tăi, de toți vrășmașii văzuți și nevăzuți, cu sănătate, lungime de zile, în pace și curățirea angelului săi, totdeauna să-i înconjoare pe credincioșii robii săi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți în noi și tot poporul de tot necazul, mânia primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita asemănă noastră, de Dumnezeu născătoarea și prunea Fecioară Maria, cu toți Sfinții Său, ocomenii. Ia, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purunea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumitor fiind noi nevrednicii robii Tăi, Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari, pe care le-ai revărsat asupra noastră, lăudându-te, binecuvântăm, mulțumim, cântăm și slăbim marea Ta milostivire. Și cu dragoste, ca niște robi, strigăm ție, binefăcătorule, mântuitorul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De binefacerile și darurile Tale, ca niște rob netrebnici, învrednicindu-ne, dar Stăpâne, cu o sârdie alergăm către Tine, mulțumire îți aducem după putere, și slăbindu-te ca pe un dătător de bine și făcător a toate, îți strigăm, slavă ție, Dumnezeule, întru tot îndurate. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin, născătoare de Dumnezeu, ajutătoarea creștinilor, noi robii Tăi, agonisind mijlocirea Ta, cu mulțumire strigăm ție. Bucură-te, prea curată, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și ne rugăm totdeauna să ne izbăvești de toate nevoile, prin rugăciunile Tale, grabnică ajutătoare. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Pe Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Marcu, citire. Mărire ție,
zis a Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat zic vouă, că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă mare, și dacă nu se va îndoi inima lui, ce va crede că ce va spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați și primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru din ceruri să vă ierte vouă greșalele voastre. Dumnezeule, după mare mila ta rugămâne, ți-i auzinde și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru binecredinciosul poporul român de pretutinde, pe cărmuitorii țării noastre, pentru mai mare orașul și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitor, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugarele vârsta asupra robilor tăi, al celor prezenți în această sfântă și dumnezească slujbă și care se pornesc aici, și în mod special pentru aceia care au împlinit 50 de ani de căsnicie și peste 50 de ani. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv întotdeauna împlinește dorințele noastre tuturor. Cu de adinsul ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Precum ai ascultat milostivirea rugăciunilor robilor tăi, Doamne, talor mare, ta iubire de oameni, așa și de acolo întrecând cu vederea împlinești spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor rugilor tăi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primit să fim tot bune, este prin această mulțumire a noastră înaintea slavei tale. Și trimite totdeauna ca un durat rugurilor tăi, mila ta cea bogată și îndurările tale, și izbăvește pe robii tăi de toate meșteșugirilor văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei și pe noi. Biserica ta cea sfântă, satul comun aceasta, tot poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile, sporire toate faptele bune. Rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în vecii lor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurăștea toată milostivirea, a cărui mire este nemăsurată de oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând cu frică și cu trebuie ca niște robi nevrednici. Cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefaci care au fost asupra robilor tăi și au împlinit 50 de ani de căsnicie și cei care sunt și peste 50 de ani și pe care îi pomenim aici și sărbătorim astăzi la această importantă slujbă a Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, Costache și Olga cu familia, Ion și Maria cu familia, Nicolae Neta cu familia, Alexandru Ilana cu familia,
Clement Doina cu familia, Nicolae Teodora cu familia, Ion Teodora cu familia, Ion Maria cu familia, Gheorghe Zenovia cu familia, Aureliana Alexandrina cu familia, Vasile Mariana cu familia, Gheorghe Elena cu familia, Vasile și Olga cu familia, Toader și Felicia cu familia, Constanche Valeria cu familia, Constantin Maria cu familia, Gheorghe Silvica cu familia, și pentru cei care au 60 de ani de căsnici, Aleco Elisabeta cu familia, Maria cu familia, Iuliana cu familia, Maria cu familia, Alexia cu familia, Elena cu familia, Maria cu familia, Elisabeta cu familia, Gheorghe cu familia, Elena cu familia, Maria cu familia, Maria cu familia, Alevina cu familia, Gheorghe cu familia, Elena cu familia. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Benefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzi înaintea ta, îți mulțumim, rugând cu umilință, nemăsurat și nesuțată ta milostivire, ca, precum ai binevoit, a primit cum a rugăciunile robilor tăi, milostivirea mea să sublinească cerile, așa și de acum te vrește să sporească în dreapta credință, în dragoste cât ești aproape și toate faptele bune și adobede ale tale binefaceri, până că toți credincioșii, robii tăi, mântuiește-ne, Doamne, pe toți, și pe ei și pe noi de toată rea întâmplare, dăruiește-ne pace și liniște. Și ne învrâncește pe toți, totdeauna a crezut și a cântat cel fără început altă și a sânt din viață, că Domnului Tău Duh. Dumnezeu slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeu, îndrătorul nostru de bine, veci în veci în slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Prea pucernice, părinte, binecuvintează! Hristos adevărat, Dumnezeu, Dumnezeu! Cele prea curatei Maice sale, prin aceste livea Sfâncătoare Cruci, cu ale Sfinților Apostoli, cu ale Sfinților Arhanghel, Mihai și Gabriel, ocrotitorii bisericilor de aici din comună, unor biserici din comună, a căror comună să vășim noi astăzi, cu ale Sfinților Drezi Dumnezei și Părinții Joachim și Ana, cu ale Preacuvioasei Maici, noastre Paraschevă, ocrotitoarea întregii Moldove și cu altor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Prea Sfințitului Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Român și Bacăului, dă-i, Doamne, zile îndelungate, sporire dreapta credință, propovăduirea cuvântul adevărului Tău și cârmuirea turmei pe calea mântuirii și îl păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Bine credinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai mari orași, mai mari orașuri și ai satelor, iubitoare de Hristos armate, dă-le, Doamne, zile îndelungate și zile îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Prezenți la această Sfântă Slujbă și mai ales celor care astăzi și în perioada aceasta împlinesc 50 de ani de căsnicie și mai mult de 50 de ani de căsnicie și pe care i-am pomenit aici cu toți ai casei lor, dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate cu viață pașnică, mântuire și într-o toate bună sporire și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani cu să trăiți! Mulți ani!
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Bunul Dumnezeu să primească Sfânta rugăciune, sănătate, pace, bucurii și binecuvântare și toate de folos. Doamne ajută și la mulți ani cu sănătate. Deși i-a spus Doamne primar și nu cred că se supără. A fost o glumă. Trebuia să fim la biserică, așa cum bine știm, fiind sărbătoarea Sfinților Voievozi, dar eu fiind pensionar, sigur că merg în fiecare duminică sărbătoare la Sfântul Sfânt la biserică, mi-am sacrificat în sensul cel mai bun al cuvântului ziua, venind aici, la dumneavoastră, și am folosit un cuvânt al unui părinte bunătățit, care spunea așa, că atunci când unii oameni nu pot veni la biserică, sigur sunt situații că nu am zbolnat, nu pot merge la biserică, sau în situația de astăzi, n-ați putut veni la biserică pentru că ați fost invitați aici, la un moment festiv deosebit, vine biserica la dumneavoastră. Și iată că biserica și-a întins aripa către dumneavoastră printr-un preot, fie chiar și pensionar. Așa că m-am bucurat și mulțumesc doamnei primar pentru, și dumneavoastră, celor care sunteți aici, pentru invitația de a fi și a reprezenta biserica de aici, din comunitatea Poldurilor, la acest moment festiv, și mă alătur conducerii primăriei și tuturor celorlalți din Consiliul Local, mă alătur cu urările de sănătate și bucurii și ceea ce am făcut, rugăciunea și cântările pe care le-am făcut aici să fie bine primite și, într-adevăr, să aveți parte numai de bine, de sănătate și să ne întâlnim mulți și mulți ani împreună aici și la biserică. Doamne ajută! Mulți ani! Am să completez un pic ceea ce a spus Părintele. Mă bucur că astăzi este alături de noi și știți foarte bine că Părintele e o emblema bisericii noastre în Comuna Poduri, chiar dacă dumneavoastră este modest, eu așa îl consider și cred că și dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine și mă bucur că ați făcut acest lucru și sunteți astăzi alături de noi. Vreau să urez la mulți ani și celor care astăzi se numesc Mihail și Gabriel și Gabriela și tuturor celor și Ion, pot să vă spun și la mulți ani că e și ziua de naștere, avem și colegi care este ziua lor. La mulți ani tuturor care, încă o dată spun, se numesc Mihail și Gabriel, să fiți sănătoși. Am rugămintea ca să lăsăm cei care sunt colegii mei și din consilier, dacă vedeți că sunt invitați, să-i lăsăm pe dumnealor să stea la mese mai aproape aici, să se simtă mai bine și să mergem noi să ne retragem un pic pe margine, dacă este posibil. Mulțumesc astăzi că cei patru colaboratori, reprezentanți, invitați, prieteni de atâția ani, sunt aici lângă noi, cei de la CR. Vă mulțumesc frumos că ați venit în fiecare an și că aveți grijă totuși și de finanțe, așa să zic între ghilimele, că asta e până la urmă acum, vrând nevrând, sărbătoare ca sărbătoare, dar toate lucrurile tot cu bani se termină și asta e viața. N-avem ce să facem. O să începem această activitate, sper că sunteți pregătiți, sper că sunteți și emoționați în aceeași măsură, poate nu ca acum 50 de ani, poate mai mult decât atât. Eu chiar mă bucur să am în preajma mea o grămadă de oameni prieteni și o grămadă de oameni care m-au și susținut și îi cunosc foarte bine, îi știu foarte bine pe cei care m-au susținut și le mulțumesc frumos și eu mă bucur să-i văd și mă bucur să știți că și eu sufletește sunt alături de dumneavoastră atât cât pot și cum îmi permite situația. O să încep această aniversare și o să dau această diplomă de onoare pentru familia care a împlinit 60 de ani de căsătorie. Dar înainte, eu am zis că poate vreți să spuneți ceva la urmă și am zis în momentul în care vă... Dar haideți să ascultăm și pe domnii de la CR, pentru că sunt aici, am zis că o să vorbească după ce dăm noi diplomele. Bine v-am găsit și vă prezint conducerea CR Pensionari, care este reprezentată de mine ca președinte al Bantonului Lumesc. În stânga mea, domnul Berbece Vasile, vicepreședinte. În dreapta, domnul Mocanu este consilier
și astăzi, după cum se vede, este și fotograf. Iar doamna Chirică Mariana, pe care o știți, este casiera dumneavoastră și noi cei care suntem în fața dumneavoastră reprezentăm peste 33.000 de membri asociați care fac parte din cea de pensionari mănești. De aceea, noi în fiecare an facem ceea ce faceți dumneavoastră astăzi, însă această festivitate noi o începem cam prin septembrie și o terminăm, cum s-a spune, probabil odată cu cea a dumneavoastră, dar ceea ce facem noi, această sărbătoare este dedicată zilei de 1 octombrie, care este recunoscută pe plan mondial ca Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice și din acest motiv noi, în preajma acestei zile, ne facem prezența în fața celor care îi numim mai simpatic seniori, cei care sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie sau 60 și mai ales cei care trec de 90 de ani și cărora le acordăm anumite premii și diplome, așa cum face și doamna primăriță pentru dumneavoastră. Ceea ce este mai aparte, probabil ați dedus și dumneavoastră, familiile pe care noi le sărbătorim, noi avem o condiție ca această familie să fie sărbătorită dacă ambii soți sunt în viață. Pentru că dacă unul este mort, celălalt poate în cel mai rău caz să plângă, nu să se bucure de existența acestei familii. De aceea este o mică diferență între ceea ce facem noi și doamna primăriță, dar e o chestiune de onoare, zic eu, și pentru ceea ce face doamna Miclăuș. Și dorim ca toți cei care sunt prezenți aici să se simtă bine și cărora le transmitem sănătate, mulți ani și numai tot ce este bine de lume. Încă o dată, sănătate și o să facem în așa fel încât cei care trec pe la doamna primăriță să vină și pe la noi să primească și una din familie să prezinte parim un buletin, pentru că noi îl trecem în acest document pe care îl încheiem și îl semnează unul din acești membri sărbătoriți. Vă mulțumesc, sănătate și numai bine! Mulțumim frumos, vă mulțumim frumos pentru prezentare, mulțumim frumos pentru cuvintele frumoase. Eu să știți că nu v-am anunțat făcând parte așa dintre noi tot timpul, deja ne-am obișnuit cu prezența dumneavoastră aici. Era ceva obișnuit, așa că încă o dată îmi cer scuze, dar oricum vă invitam, că știți cei din urmă, fiind cei din tâi, vă invitam să vorbiți fără nicio problemă, să ne spuneți ceea ce aveți de spus. Deci la dumneavoastră trebuie să prezinte cineva din familie și un buletin la domnii de la CR. Noi servăm și pe cei care sunt în viață, dar și persoanele care sunt singure. Cred că poate să spunem așa că este o bucurie măcar de aducere aminte. Nu este mare lucru, dar este o însemnătate pentru noi toți cei din Comuna Podor, dar mai ales pentru dumneavoastră cei care sunteți astăzi aici. O să încep cu familia care împlinește 60 de ani de căsătorie anul acesta și felicit pentru că au putut să fie atâta timp împreună. 60 de ani, poate sunt două vieți de om, nu doar o viață de om și gândiți-vă că e 60 de ani. Sunt ani de căsătorie. Așa că invit aici pe domnul Vataman Alecu și pe doamna Vataman Elisabeta. Îi invit aici în față dacă sunt. Nu sunt? N-au ajuns? Vreau să îi aplaudăm chiar dacă lipsă. Viața asta și viața de căsnicie fiind un compromis, nu toată lumea poate să ajungă la vârsta asta și de aceea eu chiar îi felicit pe acest... în acest fel aici și de față cu dumneavoastră. Se pregătește domnul, adică nu se pregătește, chiar vine, domnul Apostol Costache și Apostol Olga. Sunt, vă rog? Da, da.
pe aici, pe aici, pe față, ca să vă simțiți că atunci când a spus, când a spus da, n-aveați cu bolă dintr-o asta, dar măcar felicitări, să fiți sănătoși, Doamne ajută, sănătate. Acum, Doamne ferește, dar nu cu până deci, haideți să ne pupăm. Sănătate, felicitări, să fiți sănătoși în continuare, că asta este cel mai important. Să trece și pe aici, pe la semnat, pe la domnul, pe la domnul Bușcă Ioan și Bușcă Maria, vă rog. Nu cumpăr nicio mănâncă, nu!
Felicitări!
sunt foarte emoționată ceea ce privește pe doamna Bibiri, pentru că domnul Bibiri mi-a fost șef la școală, la Cernu, și este foarte multă lume care îl cunoaște, mai ales cei de la Cernu, dar nu numai de la Cernu, cred că l-a cunoscut toată lumea pe domnul Bibiri, un om deosebit, și o să mai auzim de el astăzi, cu siguranță. Bardaș Maria! Haideți, doamna Bardaș, haideți! Sănătate, să aveți, în primul rând. Și mă bucur că ați venit și că... Și mulțumesc pentru susținere. Foarte mult. Mulțumesc. Coribei Alexia! Încet, încet. Așteptăm! Sănătate. Cura Elena. Doamna Cura, eu... Ciuhat Maria. Doamna Ciuhat. Deja strigăm pe cei care, din păcate, au pierdut soțul sau soția, dar care sunt cu sufletul, cu siguranță, alături de ei și noi suntem alături de dumnealor. Dascălescu Elisabeta. Nu poate veni. Grigoraș Gheorghe. Haideți, domnul Grigoraș, să pregătești doamna Chineț Elena, dacă este. Nu. Felicitări. Să fiți sănătos. Sănătate. Chineț Elena? Este? Haideți, doamna Ghineț. Felicitări. Să fiți sănătoasă. Da, atunci am mai cea mai important. Neculcea Maria. Nu este? Haideți, doamna Neculce, că sunteți velt așa și... Am zis că sveltă, ești așa sportivă, dacă... Sănătate. Sănătate. Doamne ajută. Pricopi Maria. Haideți, doamna Pricopi, se pregătește doamna Podureanu Haritina. Dacă este. Luați și o floare de la noi. Doamna Haritina este? Să mergeți și acolo. Mergeți un pic. Așa. Deci doamna Haritina nu este, da? Rață Gheorghe. Sava Elena. Nu știu dacă am uitat pe cineva, nu știu dacă am sărit pe cineva. Dacă e cineva și am sărit, ce trebuie să spun acum, pentru că doar o să spun că bă, nu mă băgam în seamă, că se întâmplă, că sunt greșeli dintr-astea umane. Vă mulțumesc foarte mult, vă felicit încă o dată. Cred că... Nu știu cum simțiți dumneavoastră acest lucru, dar vă spun că de aici, de unde sunt eu, se simte foarte multă emoție, chiar dacă vreți, chiar dacă nu vreți să arătați asta. Poate nu mai aveți emoția aceea ca la 20, 20 ceva, 30 de ani când v-ați căsătorit, dar cu siguranță asta este una mai mare și mai plină, sufletește, pentru că împreună ați trecut prin foarte multe lucruri. Vă felicit încă o dată, mulțumesc frumos colaboratorilor mei de la CR, mulțumesc frumos colegilor mei care sunt și vreau să...
lor să fie alături de ei la această aniversare și să-i felicit și pe cei care poate sunt departe și n-au putut să vină astăzi, dar cu siguranță știu despre ce este vorba și cu siguranță se bucură pentru dumneavoastră în mod special. Vă felicit încă o dată și sper să ne vedem în acțiuni dintre astea frumoase și cât să fim sănătoși, să ne întâlnim și la cei de 50, să ne întâlnim la 60, cei de 60 să ne întâlnim la 70 și tot așa. Mulțumesc frumos pentru tot și pentru... Vă mulțumesc frumos pentru că datorită dumneavoastră avem această zi de astăzi, pentru că dumneavoastră ați împlinit acești 50 de ani, că dacă nu erați dumneavoastră, eu n-aveam ce să felicit, normal, nu? Felicitări încă o dată, mulțumesc colegilor mei care m-au ajutat și încă o dată mulțumit părintelui care astăzi și-a făcut timp să vină alături de noi. Dacă vreți să serviți ceva, pentru dumneavoastră astăzi la ora 3, eu sper să mai aveți și puterea și voința, dar este sărbătoare, este invitată Sofia Vicoveanca, iar dumneavoastră veți avea loc aici primele rânduri, cei de 50 de ani anume veți avea loc, vor fi rezervate aceste rânduri pentru dumneavoastră, să veniți și să fiți încântați de Sofia Vicoveanca. Mai există o activitate, la începe acum la 12:30 la monument, nu știu cât o să puteți dintre dumneavoastră să stați pentru că este și mai fric, dar eu vă invit să stați și la acest eveniment pentru că o să vedeți, este ceva care chiar ține de noi, de oameni, de aici, de Podureni și ține foarte mult de sufletul nostru și de mândria de a fi podurean, de ce nu? Felicitări încă o dată și vă mulțumesc!